bagheta are tendința de a fi prea crocantă deasupra și prea îndesată, asta nici nu pare să fie o baghetă foarte proaspătă. Bună tuturor! Ne-am gândit să facem un nou episod din seria Ieftin versus Cum și de data aceasta vom testa hot dog. Așa că eu și Marian vom porni prin București pentru a căuta cel mai scump hot dog și cel mai ieftin hot dog pentru a le compara. Haideți cu noi! Am găsit un hot dog scump care se află aici în spatele meu la Flip Flop Bistroteca pe Bulevardul Dacia. Haideți să vedem cum e. Am ajuns la Flip Flop Bistroteca și am aici meniul lor, pe lângă hot dogs pentru care am venit noi aici. Mai au și brunch-uri, tot felul de preparate la grătar, aperitive, o selecție de burgeri cu carne, dar și foarte mulți burgeri vegetarieni, dacă vă interesează așa ceva. Eu am să-mi iau, bineînțeles, hot dog, avem 3 variante de hot dog. Eu am să-mi iau grilled hot dog. Este foarte simpatică această terasă bistrotecă, îmi place foarte mult atmosfera de aici, totul este foarte colorat și cu toate că este o zi călduroasă de vară, toate aceste paravane oferă o umbră foarte plăcută. Mi-a sosit grilled hot dog și așa arată el, pe lângă cei doi crembuști și chiflă avem castravete murat și un sos special și ceapă caramelizată. Uitați un pic că îmi fuge cervețelul de aici. Bun, să vedem cum e. Sper să nu fie foarte tare pâinica asta. Hot dog-ul este interesant. Crembuștii sunt de bună calitate și îmi plac. Mie îmi plac crembuștii în general și mănânc crembuștii, de aia pot să vă zic că îmi dau seama că sunt crembuștii de bună calitate. E ok și cu ceapa caramelizată și cu castraveții. În schimb, ceea ce strică această încercare de hot dog este pâinea asta deasupra, care practic este o baghetă. Bagheta are tendința de a fi prea crocantă deasupra și prea îndesată, asta nici nu pare să fie o baghetă foarte proaspătă. Aș fi preferat o pâinică de hot dog din aceea moale, că așa sunt hot dogii. Au pâinea aceea moale și pufoasă, asta întâmpină rezistență când muși din ea și se împrăști așa cei doi cârnați. Da, e un hot dog crembuști cu castravete murat, sos și ceapă caramelizată într-o pâine nu prea reușită. După cum știți, nu mă filmez singură în cadrul acestor clipuri, Marian este și el alături de mine. Și nu face foamea, mănâncă și el împreună cu mine și de data asta și-a comandat un burger și a comandat un burger 1 care conține vită, cedar, roșii, salată, castraveți murați și sos special. Și așa arată burgerul lui. Eu n-am gustat, dar chifla pare bună. El zice că nu e cel mai bun burger pe care l-am mâncat în viața lui. Na. Am decis să vă prezentăm și burgerul. Pentru a vedea cum sunt hot dogii ieftini din București, am decis să venim la Ikea, unde găsești probabil cel mai ieftin hot dog și cel mai faimos. Haideți să vedem cum sunt. Gata, mi-am luat hot dog-ii de la Ikea, ne aflăm în mașină, după cum puteți vedea, pentru că știți că din cauza pandemiei nu se mai mănâncă la niciun restaurant din ăsta indoors. Așa este și la Ikea, ții mâncarea la pachet, eu am aici cei doi hot dogi și o mănânci în exterior, acolo pe băncuțe sau o mănânci unde vrei tu în principiu. Hot dog-ii vin în felul acesta în caserolă, spui de la început de acolo cu ce vrei să fie făcuți, cu ketchup sau muștar sau ambele și poți tot de acolo să mai ai diferite alte preparate, tot așa, la pachet. Deci așa funcționează Ikea în timp de pandemie. Un hot dog de genul acesta la Ikea, cu tot cu muștar și ketchup, costă 2 lei, dar poate fi chiar mai ieftin, pentru că dacă ți iei 3 hot dogi, plătești 5 lei pentru ei. Noi am luat 2, pentru că vroiam așa cu prețul individual, să zic așa. Și acum o să și mănânc. Vedeți cât de moale este chifla pentru hot dog, așa mi se pare mie că ar trebui să fie o chiflă de hot dog. Și să vedem cum e hot dog-ul. Nu e prima dată când mănânc hot dog de la Ikea, deci știam la ce să mă aștept când am conceput clipul ăsta. Mie îmi place hot dog-ul ăsta, mi se pare cremuș, mi se pare ok, e un cremuș.
e rezonabil și pâinica asta îmi place foarte mult pentru că este așa moale. Deci una peste alta mie mi se pare un hot dog ok la prețul pe care îl plătești pentru el. Și cu asta am să fac și încheierea acestui clip, să vă prezint și concluzia mea legată de hot dog scump versus hot dog ieftin. Ei bine, din ce am mâncat eu astăzi, aș alege întotdeauna hotdog-ul acesta ieftin, pentru că știi la ce să te aștepți când plătești 2 lei pentru un cremvuș într-o pâinică cu ketchup și cu muștar. Pe când hotdog-ul pe care l-am mâncat, acela scump, nu mi s-a părut foarte reușit din cauza pâinii și nici prețul nu era justificat în esență pentru un cremvuș într-o pâine cu un pic de sos și niște castravete murate. Dacă aș putea să combin cumva pâinica asta cu cremvuștul de la hotdog-ul scump și cu castravete murate și apă caramelizată, ar ieși un hot dog pe placul meu, dar în niciun caz la 15 lei hot dog-ul. Cam asta ar fi. Deci, dacă vreți un hot dog cinstit, vă invit să încercați hot dog-ii de la Ikea. Sper că v-a plăcut clipul de astăzi și vă aștept să-mi scrieți în comentarii dacă vreți să mai facem astfel de clipuri și să-mi oferiți voi sugestii cu preparate pe care să le încerc. Noi o să continuăm să filmăm, bineînțeles. Pa, pa!